Bine v-am regăsit de la ferma de legume. Sunt în solarul unde am avut spanac. Pregătesc solul ca să plantez roșiile. Acum urmează o perioadă nasoală de două nopți, cu temperaturi de minus 3. Minus 3 mi arată, dar eu mă aștept la un minus 5. Și să treacă valul ăsta, după care am văzut că se mai încălzește. Avem un timp urât afară, plouă, frig. Aici am dat o freză. Am o problemă aici, că să vă arăt. E destul de umed. Și cum am dat de mai multe ori și cu vărul, și eu am și pămătuș aici, care ăsta, ca să îl mișc, să se usuce, am lăsat deschis și într-o parte și în alta. E umed. Cum a fost panac, a fost mare, l-am irigat aici pe mijloc cu aspersoarele, pe mijloc a rămas foarte umed. Acum să vedem. Vreau să îl fac cât de bine, să-l pregătesc cât de bine înainte de plantare. La momentan, pe mijloc, e exagerat de umed. Haideți să vă arăt. Clicos, e umed. Și am și ghinionul, că zilele astea așa norate, ei nici nu se usucă. Haideți să vă arăt un pic aici diferența unde nu e așa de ud. Aici mai trec o dată și se poate pregăti. Probabil că între timp o să pregătesc aici două bilane pe partea asta din dreapta, aici, și o să încep să plantez până să mai usucă aici pe mijloc. Deci tot mijlocul e destul de ud, foarte ud, și nu vreau să plantez până nu îl aduc la, până nu se usucă mai bine. Probabil că voi planta precosul pe margini și salată. Și aici, pe marginea asta altă, nu-i rău. Am tăiat și burianele astea de aici, de pe margine. O să mai trec. Dacă era zi cu soare, treceam odată să zvânta, mai treceam, îl aduceai mai repede la, să fie mai uscat, să sferme. Acolo și cu motosapa, ca să dau pe margine. Deci pe margine se poate planta, o să mai trec cu motosapa. Pregătesc eventual pe margine un bilon într-o parte, unul în alta, și încă unul aici. Deci cam 3 biloane cred că reușesc să fac. Deci pe margine voi pune precos și aici încă două rânduri. Haideți să mergem sus să vă arăt și roșiile cum arată. Sunt destul de mari, ar fi bine plantate, dar acum ce să le mai întârzi un pic. Aici sunt roșiile. Să zicem că, nu știu dacă mă ajută faptul că de două zile e mai norat așa și rece. Le-am
le-am mai dat o rărit, le-am mai rărit încă o tură. Vezi că sunt de frumoase. Le-am rărit încă o dată ca să nu fie înghesuite, să nu facă concurență, să nu se alungească. Și vedeți și cu apa cât e de uscată. Ce rădăcini frumoase are. Cât e de uscată. La primul, deci dacă ar fi soare, probabil că într-o oră toate ar fi aplicate. Nu au, deci apă puțină. Mai nimica. Deci scălite, părerea mea, pregătite. Aici noaptea avem 6, 7, 8, depinde cum au fost zilele astea, chiar și 10 grade înăuntru, în paturi. Și e super. Acum să văd dacă mâine o să le dau apă, dacă tot așa rece. Mâine am văzut undeva la 4-5 grade, deci vreme urâtă, rece. Dacă e așa și nu suferă, le țin tot așa la sec, până văd că încep să dea spre o filire, le țin așa. Nu le mai acord apă. Dacă le mai dau apă, explodează, de nici nu cred că pot să le mai acopăr. Da, deci sunt superbe, rădăcină frumoasă. Aici e salata care asta speram că pot să pregătesc solul ca să o plantez. O planta mai repede, deci asta o să o plantez pe margine, pun lângă rândul de roșii, rândurile de pe margine, câte un rând de salată și după aia o să pun la, am patru rânduri duble, o să pun tot așa pe mijloc până roșiile vor crește mai mari și salata o să se facă frumos. Vedeți, 12,8, 13 grade, e după masă acum, dar chiar dacă a fost rece, am lăsat deschis, să fie răcoare, ca să nu mai crească, să nu se alungească. Deci vreau să fac totul ca la carte, nu să pregătesc bine solul. Aștept, probabil că pe joi pot să plantez. Deci, miercuri să pregătesc bilanele și pe joi să plantez săptămâna viitoare. Să mai încălzaște și vremea, nopțile sunt mai calde. Acum vedem cum o să reușesc să pregătesc solul. La dumneavoastră cum e vremea în zonă, ați plantat în solarii, să aveți grijă în nopțile astea că minus 2-3 grade în solar cu folie simplă, dacă nu le acoperiți, e risc mare. Nu știu, intervenit și cu un pic de căldurică ca să ținem acolo măcar 2-3 grade să nu îngheață. Lăsați-mi în comentarii care e situația la voi și noi ne auzim data viitoare, să revin cu alte materiale,
la la roșii tratamente nu le-am făcut. Deci nici cupru n-am dat la ele. Deci doar ce v-am zis în video. Am dat micoriza aia, vreau să mai am un picuț. Vreau să o aplic și la plantare. Să vedem ce o să fie. O să revin și cu material să vă arăt cum ce pun în sol acolo. Trebuie să îmi aduc niște gunoi din ăsta peletat. Am folosit și anul trecut și să vedem ce mai punem. Eu vă mulțumesc că mă urmăriți, nu uitați de like dacă v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Numai bine, multă sănătate și spor în toate!